Fiți atenți la amăgirile lui Satana. Fiți tregi și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Împotriviți-vă lui tari în credință. 1 Petru, capitolul 5, cu versetele 8 și 9. Fiecare suflet să fie în alertă. Dușmanul este pe urmele voastre. Fiți vigilenți, veghind cu atenție ca nu cumva vreo cursă meșteșugită și ascunsă cu multă grijă să vă surprindă nepregătiți. Cei nepăsători și indiferenți să fie atenți ca nu cumva ziua Domnului să vină asupra lor ca un hoț noaptea. Mulți vor rătăci de la calea umilinței și aruncând la o parte jugul lui Hristos vor umbla pe căi străine. Orbiți și vrăjiți vor părăsi calea îngustă care duce la cetatea lui Dumnezeu. Cel ce biruiește trebuie să vegheze, deoarece Satana se luptă să câștige pe urmașii lui Hristos cu legături omenești, rătăcire și superstiție. Nu este destul să evităm primejdii evidente și mișcări periculoase și schimbătoare, trebuie să ne ținem aproape de Domnul Hristos, mergând pe calea lepădării de sine și a sacrificiului. Ne aflăm în ținutul unui dușman. Cel ce a fost aruncat afară din cer a venit jos cu putere mare. El caută să ia suflete captive cu orice născocire și plan ce pot fi inventate. Dacă nu suntem tot timpul în gardă, vom cădea o pradă ușoară nenumăratelor lui amăgiri. Totul este acum îmbrăcat într-o solemnitate de care cei care cred adevărul pentru acest timp ar trebui să fie conștienți. Ei trebuie să vegheze în vederea zilei lui Dumnezeu. Judecățile lui sunt gata să cadă peste lume și noi avem nevoie să ne pregătim pentru acea zi mare. Timpul nostru este prețios. Nu avem decât puține, foarte puține zile de probă în care să ne pregătim pentru viața viitoare netrecătoare. Nu avem timp de pierdut în mișcări la voia întâmplării. Ar trebui să ne temem să atingem doar întreagăt cuvântul lui Dumnezeu. Dacă tot interesul vostru este în adevăr și în lucrarea de pregătire pentru acest timp, veți fi sfințiți prin adevăr și veți fi făcuți corespunzători pentru nemurirea. Lucrarea minuțioasă de pregătire trebuie să meargă înainte cu toți cei care mărturisesc adevărul, până când vom sta înaintea tronului lui Dumnezeu, fără vină, fără pată sau zbârcitură sau altceva de felul acesta. Dumnezeu vă va curăți dacă vă veți supune procesului de purificare. Amin.